intrați la conferința de presă organizată de FC Botoș înainte de debutul noului sezon competițional, după cum bine știți, al 12-lea sezon consecutiv în Superliga, o performanță pentru un club ca FC Botoșani și nu numai. Astăzi vom prefața și meciul cu Oțelul Galați. Alături de noi sunt președintele clubului Adrian Ignat, antrenorul echipei Bogdan Andone, jucătorii Ștefan Bodișteanu și Eduard Pap. Adi, te rugăm câteva cuvinte pentru început. Cum vezi acest sezon, transferuri? În primul rând vreau să le mulțumesc celor care au ales să facă parte din echipa noastră, Edi, Bodi, Pavlovici, toți jucătorii care i-am adus. Nu va fi un sezon ușor, clar, va fi un sezon, sperăm să nu fie la fel ca cel de anul trecut. Important e că avem continuitate la nivelul staff-ului, la nivelul lotului, că n-a fost ușor să păstrăm jucători în lot ca Miron, ca Benzar, Aldair, Mailat, toți în iarnă, când au venit, au semnat pe 6 luni. Încercăm să aducem, să ne întărim, suntem în tratative avansate cu fundaș central, căutăm un mijlocaș să acoperim locul lăsat de Dican. În atac căutăm și acolo, nu ne grăbim, nu vrem să facem aceleași greșeli care le-am făcut sezonul trecut. Nu va fi un sezon ușor, dar luăm meci cu meci, o să ne stabilim obiective la fel, după fiecare meci, după în funcție de rezultate, în funcție de... Sperăm să nu vină prima victorie, cum a fost anul trecut, după vreo 20 de etape. Le urez succes, mulțumesc Edi, mulțumesc Bodi, mulțumesc la toată lumea că ați ales să faceți parte din echipa noastră, mulțumesc Bogdan, în primul rând Bogdan care a decis să continue cu noi. Bogdan, cum vezi acest